Bună dimineața, bun găsit tuturor. Noi ne aflăm în piața Constituției din București. Vreau să vă spun că la această oră această piață este plină. Sunt aproximativ 800 de taximetriști care au venit aici din toată țara pentru a cere guvernului să adopte ordonanță de urgență cu ajutorul căreia să modifice o lege din 2019 care reglementează transportul alternativ de persoane. Dar pentru mai multe detalii l-am alături de mine pe domnul Ioan Pugna, este purtător de cuvânt al Asociației Naționale Operatorilor și Transportatorilor în regim de taxi. Bună ziua! Bună ziua! Pentru început, spuneți-ne, vă rog, care sunt principalele revendicări? Înțeleg că este vorba despre lege din 2019 care reglementează activitatea de ride-sharing în România. Ce doriți mai precis să facă guvernul? Guvernul trebuie să emită o ordonanță de urgență prin care să repare concurența neloială de pe această piață, cea a transportului de transport de persoane, așa cum ne-a promis la emiterea acestei ordonanțe de urgență în 2019. Atunci, la momentul respectiv, ne-au promis că după ce se vor așeza lucrurile și se va reașeza piața, să spun așa, nou formată, se va reveni și se va interveni asupra legii. Ori, din 2019 până astăzi, această lege nu a avut nicio modificare. Știu că ați înaintat o scrisoare care are 5 puncte în care cereți lucruri concrete autorităților. Mai precis, despre ce este vorba? Încă din luna iunie, în momentul în care sub aripa am potărât, ne-am aliat, să spun așa, 7 asociații din toată țara, am solicitat guvernului și am mers pe calea instituțională la toate ministerele, argumentat cu cele 5 puncte. Noi am avut mai multe, dar am căzut de acord împreună cu Comisia de Dialog și Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Transportului, am căzut de acord la 5 puncte care pot fi transpuse într-o ordonanță de urgență, ordonanță de urgență care, să spun așa, repară nedreptățile și concurența neloială care există în acest moment pe piața transportului de persoane. Care sunt aceste puncte? Înțeleg că ați dori ca numărul celor care practică transport alternativ de persoane să fie limitat, plus de asta că aveți nemulțumiri în ceea ce privește tariful dinamic pe care acești șoferi îl au la dispoziție. Despre ce este vorba mai precis, vă rog? Telespectatorul trebuie să înțeleagă că noi nu cerem interzicerea acestui serviciu. Cerem limitarea, pe aceleași principii fiind un serviciu alternativ. Cerem limitarea acestui tip de serviciu pe aceleași considerente și pe aceleași principii de protejare a calității aerului. Trăim în orașe poluate, traficul este așa cum este în București. Să vă faceți o imagine, la nivelul municipiului București sunt undeva la 33.000 de copii conforme, adică 33.000 de mașini în trafic pe care nimeni le cuantifică. Noi am făcut simulări cu aplicația TomTom. Fără aceste mașini sau cu limitarea acestora, traficul ar fi mult mai lejer. Ori, taximetria, serviciul de taximetrie este limitat pe niște principii foarte clare. Pe aceleași principii trebuie să fie limitat și acest tip de serviciu, cel de transport alternativ. Spuneți că sunt 33.000 de șoferi care practică transport alternativ de persoane în capitală și în județul Ilfov. La câți taximetriști la ora actuală, ca să ne facem o idee? Datorită predictibilității extrem de reduse din acest domeniu, taximetriștii colegii din capitală au ajuns de la 10.000 cât sunt autorizați să fie acum pe piață activ undeva la 4.000. De ce credeți că s-a ajuns în această situație și mulți bucureșteni preferă până la urmă aceste servicii de transport alternativ în detrimentul taxiului? Considerați că este și vina unor șoferi de taxi pentru această situație? Cu siguranță avem și partea noastră de vină pe care ne-o recunoaștem și ducem un dialog în acest sens cu autoritățile. Dar în același timp, autoritățile au permis să se întâmple acest lucru și aici ne referim strict la București. Datorită, să spun așa, inacțiunii autorităților locale, piața de taximetrie din București ușor s-a canibalizat, dar, cum v-am spus și în particular, dacă te vinzi ieftin, ajungi să fii ieftin. Din informațiile noastre, există deja un grup de lucru constituit la nivelul guvernului, în urma protestelor pe care le-au realizat inclusiv alte organizații care militează până la urmă pentru drepturile taximetriștilor. Ce ne puteți spune despre activitatea acelui grup de lucru? Pentru că înțeleg că există deja un draft, un proiect de ordonanță de urgență care va pune în practică până la urmă toate aceste solicitări ale colegilor dumneavoastră. Promisiunea făcută în Comisia de Dialog a fost că se va organiza o comisie și joi, săptămâna trecută, joi, trebuia să avem un răspuns, un draft de ordonanță de urgență. Ori nu îl avem. Mai mult decât atât, noi am cerut protest inițial doar pentru astăzi, având în vedere faptul că domnul cabinetul primului ministru nu a răspuns invitației noastre, pentru că domnul prim-ministru și-a exprimat dorința de a dialoga cu noi, nu am avut niciun feedback, am hotărât să prelungim, să zic așa, acest protest și pentru marți și miercuri. Știm de înființarea acestor comisii, dar informațiile care le avem nu este nimic concret. S-au întâlnit cu cei de la Ministerul de Finanțe și am înțeles că de la digitalizare, de la Ministerul Digitalizării nu au fost la comisie, nu s-au prezentat. Bine, vă mulțumesc pentru aceste informații. Noi rămânem în continuare aici, în piața Constituției din București, la acest protest al taximetriștilor.